Monede din secolul XV, arme medievale, dar și alte obiecte unicale pot fi găsite într-o expoziție premieră pentru Republica Moldova. Desfășurată sub genericul Tradiție și Cultură Militară, expoziția este organizată în preajma Zilei Naționale a Tineretului și este dedicată victoriei lui Ștefan cel Mare în bătălia de la Catlabuga. Cele mai vechi obiecte de la expoziția Tradiție și Cultură Militară sunt câteva monede care datează din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Proveniți încă din secolul XV, banii au fost găsiți pe teritoriul Moldovei și fac parte dintr-o colecție privată. Scopul expoziției este reconstituirea chipului și genezei aparatorului poporului nostru, readucerea în circuitul sociocultural al figurii acestuia. Multe dintre obiecte au fost restabilite sau confecționate chiar de studenții Academiei de Poliție. Iar pentru ca vizitatorii să fie inițiați în proveniența și legenda exponatelor, viitorii polițiști sunt gata oricând să ofere informațiile necesare. Este vorba despre un tablou în ulei. În cazul dat este intitulat Arcașii lui Ștefan cel Mare. Sunt evidențiați doi dintre acești arcași. Arcașii erau elita în cadrul oastei lui Ștefan. Am încercat să redăm profilul ostașului, ceea ce ne reprezentat pe noi pe parcursul anilor. În proiect vor avea loc și mai multe workshop-uri, atât pentru studenți, cât și pentru toți doritorii. Aceștia vor putea afla mai multe despre istoria militară. Am văzut reproducerea armelor medievale. Nu cunoștem de exemplu de aceste arme. M-au impresionat armele, sunt aproape de realitate și chiar și calitativ făcute. Tablourile prezentate sunt într-un stil care poate să fie înțeles fiecare. În colaborare cu Muzeul de Istorie și Arheologie vor fi organizate și cursuri pentru primii 10 absolvenți specializați în domeniul protecției patrimoniului cultural istoric. Avem un acord de parteneriat între cele două instituții, unde studenții Academiei de Poliție vin de obicei cu programe foarte interesante, care au o mare priză la public. Expoziția este organizată de Academia de Poliție Ștefan cel Mare și va fi deschisă pentru publicul larg până pe 17 noiembrie în incinta Muzeului Național de Istorie și Arheologie.